Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti cornulețe umplute cu gem. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Avem nevoie de 750 de grame de făină, 3 linguri de zahăr, 400 de ml de lapte, 100 de ml de ulei, 2 ouă, o linguriță și jumătate de drojdie uscată, 2 lingurițe de esență de vanilie, o linguriță de esență de rom, un praf de sare, dulceață de piersici pentru umplutură. Eu am ales să le frământ în mașina de pâine. Uitați, am pregătit... Deci, mai întâi punem sarea, punem laptele, deci punem mai întâi lichidele. Și drojdia deasupra. Acum o pun în mașina de pâine. Aluatul nostru s-a dospit. Acum, într-un castron, într-un bol mai mare, am pus puțin, foarte puțin ulei. Îl lungem foarte bine bolul. Luăm coca. Este o coca, uitați-vă, foarte lipicioasă, foarte bun, un aluat foarte bun. Îl punem în bol, punem o folie de plastic peste și îl lăsăm la dospit 40-45 de minute. Compoziția noastră de cornulețe a crescut. Acum ungem blatul de lucru cu puțin ulei, după care o să o răsturnăm. O împărțim în 4 bucăți. Această operațiune vreau să vă spun că îi revine soțului meu. Acum luăm o foaie și o întindem bine și o să facem 8 cornulețe. Am întins prima foaie, aproximativ rotundă. Patru părți egale, după care fiecare parte o mai dăm încă o dată. O să ne iasă 8 cornulețe. Procedăm așa cu toate. O să umplu câteva și cu rahat. Am format toate cornulețele. Acum le acoperim cu o folie de plastic și le lăsăm la dospit 10-15 minute. Cornulețele noastre s-au dospit. Acum... am frecat acel gălbenuș cu puțină apă și acum le ungem pe fiecare în parte. Cornurile noastre sunt gata, uitați-vă ce bine arată, uitați-vă cum sunt, uite, apăs pe ele și sunt foarte pufoase. O să rup și unul să vedeți cum arată în interior. Uitați-vă cum arată, este foarte pufos și foarte,
foarte bine încărcat cu gem. Eu vă invit și pe dumneavoastră să le încercați și să îmi lăsați comentarii, să îmi spuneți dacă v-au plăcut. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea vedea toate filmulețele mele. La revedere!